în urma la care am fost supuși, am trecut din nefericire, deși contravine intereselor fotbalului românesc, pentru că noi avem, respectând ad literam, să dau orice test, să vedem cine are cunoștințe mai mari decât am eu. 11 metri. Să trecem la subiect. Suntem în direct, dragi prieteni, la emisiunea 11 metri. Mă uitam un pic să vedem care sunt principalele argumente ale celor care susțin că Mircea Lucescu i-ar fi băgat în ședință după eșecul de pe Santiago Bernabeu, chiar pe oficialii Realului. O imagine pe prima pagină în gazetă, care sigur nu indică așa ceva. Rafa Benitez, care nu-l privește pe Lucescu în momentul în care acesta probabil a început să turie. E Florentino Perez acolo și cu Emilio Butragueño, fostul atacant al Realului, care într-adevăr se uită, da, așa, cu o discreție la Lucescu, că din ăștia ca el, plângăcioși, din ăștia au mai văzut. Vă dați seama că la fel se întâmplă și cu antrenorul Cordobei, cu cel al lui Albacete, cu cel al lui Tarragona, cu cel al lui Eibar, cu cel al lui Hercules, care sunt furați pe Santiago Bernabeu la fel cum a fost furat și Mircea Lucescu. Însă aici, de desubt, gazeta scrie despre cum îi impresiona Lucescu pe șefii arbitrilor în anii în care, sigur, în România, oameni ca el făceau legea, cei care, sigur, aveau mai mult sau mai puțină putere la momentul respectiv. Nu să insistăm astăzi cu meciul de pe Bernabeu, pentru că am vorbit ieri despre el, pentru că e vorba de Shakhtar, suntem de acord ca Realul să fure. Am mai spus-o, pentru că în scara hoților Europei, Shakhtarul luptă întotdeauna la titlu. Și asta pentru că provine dintr-un campionat mincinos, dintr-un campionat dominat numai de ură, da, și de minciună, da, unde oligarhii fac ce vor, bineînțeles, și nu stă Shakhtarul să plângă de mila echipelor mici pe care le calcă cu șenilele în picioare. Și dacă n-ar fi fost război, s-ar fi întâmplat la fel. Adică acolo nu există nicio scuză până la urmă, iar Nea Mircea așa făcea și cu Dinamo în România, așa a făcut și în campionatul Turciei, în Italia mai puțin, adică acolo de obicei era victimă cu echipele lui cu care promova sau retrograda, dar apoi s-a dus și și-a revenit. S-a dus și și-a revenit cu Turcia și cu Ucraina, unde se vede că era obișnuit cu aceste metehne, încă de pe vremea securității din țară, când Dinamo sigur se ducea și stabilea rezultatele înainte să intre pe teren. La el fotbalul n-a fost decât, mă întreb unde-i pasiunea lui pentru fotbal, atât timp cât mai bine de 80% din meciurile pe care le-a condus în carieră au fost trucate, măsluite, aranjate dinainte. Ce pasiune să fie, în afară de pasiunea pentru gologani? Pentru că atât timp cât Dinamo, asta toată lumea e de acord, bun, hai să zicem anii Corvinu, au fost ani romantici, așa, când jucai, marcai multe goluri, Corvinu era o echipă slabă, în deplasare n-avea rezultatele de acasă, acasă câștiga pentru că era o echipă muncitorească în primul rând și pentru că pe vremea lui Ceaușescu, cum bine scria corespondentul pe Facebook, comparând penaltiul lui Lyon de la Ghent de ieri cu cel pe care primea Ciorceri la ASEA cu Jiu. Atenție, nu Bălăni era mare. Sigur, Bălăni era cel mai bun jucător din campionatul României pe vremea aia, dar nu Bălăni era mare. Mare era frica stăpânirii de urletele maghiarilor din tribună. Da? Nu mare era Lucescu la Hunedoara, ci frica stăpânirii de răzmerițele muncitorilor din Valea Jiului. Pentru că Hunedoara era o echipă aferentă, practic, Văii Jiului. Și în Hunedoara, defavorizații erau la fel de mulți ca și la Petroșani. Sunt 30 de kilometri între Petroșani și Hunedoara. E aceeași mâncare de pește. Da? Deci, atenție! În primul rând, de frica ălora, Corvinu câștiga acasă cu scorul Fluvii. Pentru că așa se întâmpla peste tot atunci. Nu era marele talent. Când se duceau în deplasare, pierdeau cu 2-0 la Bihor sau la Târgu Mureș. Corvinu n-a câștigat niciodată la ASEA.
de exemplu. În toți anii ăia în care mă duceam eu la meciuri, Corvinul n-a bătut la Târgu Mureș, de exemplu, niciodată. Și nu numai acolo. Nu câștigau în deplasare. Era o echipă mică, da, căreia stăpânirea, adică Neanicu și șlarta lui apropiată, că Ceaușescu nu era interesat de fotbal, oamenii din jurul lui, eșaloanele 7-8, alea se ocupau cu sportul, ăia erau lingăi lui pe materie de sport, ăia stabileau clasamentul și atunci orașele de care nu te puteai lipsi pe motiv să nu iasă un scandal undeva, alea rămâneau în prima divizie. Cele care nu erau atât de pretate la, nu se pretau atât de mult la scandal, alea puteau să retrogradeze, gen Olimpia Satu Mare, gen FC Baia Mare, ăia nu erau atât de nebuniți după fotbal. Și nu prea avea cine să urle acolo. Sigur, la Satu Mare erau destui maghiari, dar rapoartele securității din regiune spuneau că sătmărenii sunt mai proști. Da? La Târgu Mureș era un risc. Dacă retrograda echipa, te putea lua mama dracului. Asta era problema. La Sibiu erau proști, da? La Brașov erau proști. Ăștia nu erau proști. Ăia puteau să pice. Mai picai din când în când o Chimia, o nu știu ce, la Vâlcea. Unde era scandal, nu-i picai. Jiu era problemă. Era problemă să pici o echipă din Valea Jiului. Așa că toate rezultatele erau aranjate. Mai mult sau mai puțin, indiferent de valoarea jucătorilor. Sigur că tu îți făceai o echipă. Dar asta nu înseamnă că dacă îți făceai o echipă, nu puteai să pici. Că, de exemplu, Timișoara, când o amenințat Lucescu cu retrogradarea, avea echipă bună. Cu toate astea pica. Să luau măsurile necesare, se spunea clar arbitrului. Era, să zicem, Rainea sau Igna la centru. Bă, vezi că ăia care sunt îmbrăcați în violet, ăia nu trec de centru terenului că te-am arestat. Am înțeles să trăiți. Și nu treceau, bă, de centru terenului. Nu contează că erau buni sau slabi. Haideți că-l avem pe corespondent la telefon. Da, vă salut, domnul Banciu. A fost o seară tristă aseară pentru mine. Am intrat că rămăsesem dator. Am ascultat emisiunile de dinainte. Era propunerea doamnei sau domnișoarei Viorela din iulie să vorbim despre acel hedonism al PSG-ului și histrionismul lui Lyon și sunt, mă rog, chiar în măsură să... Nu prea mai e histrionism, adică poate dumneavoastră se referea la ce, la faptul că Olas a făcut scandal atât timp pe Twitter, că, mă rog, vi l-am luat pe Morel și am făcut scandal pentru un culu. Uitați, aseară s-a luat golul pe partea lui Morel, de acord? Valbuena bun, într-adevăr. Apoi, cum am scris și pe Facebook, și dacă eram în situația să facem blatul cu Zagreb din 2011, aseară nu ne-a așa, pentru că ne-a pus-o pe VAR și la Cazet a trimis, da, așa, pe centru și a respins ăla. Ați avut dreptate cu Zenitul și cu ăla, că nu știu dacă era bine să mă bucur, că probabil o să ne bată și o să ne bată unii fără nume. Dar altfel nu, de s-au schimbat niște chestii de mult. Uitați cu ăla de a plecat la United, Martial, nu? Bola s-a scuzat că ce, că l-a dat la Monaco și că el n-ar fi luat niciodată 80 de milioane pe el, că a fost mâna impresarului ăla lui Mourinho, nu știu, Mendez sau așa, da. Aldată dădeam și noi țepe din astea, cu Maluda la Chelsea, cu Mamadou Diarra la Real, cu ăsta de la luat Mourinho prima dată cu Essien la Chelsea iar. Așa că Olaz mai face acum gargară, așa să ok, că e învățat, să, nici nu mai este el primul care fură, că acum arbitrii nu știu dacă o să mai țină cu noi sau așa. Da, sunt altfel... Mă rog, nu i-a suspendat pe retur atunci, basta, i-a anulat suspendarea lui Ibrahimovic și la dumneavoastră la de a plecat în Anglia, Paet, parcă. Tot așa, că zicea o las că ce, că e complot, Canal Plus, că nu mai vin ăștia la declarații după meci decât dacă nu le reduce suspendările sau așa. Deci îl face gargară doar pentru că era învățat înainte să pună presiune și ieșea. Acum s-au schimbat vremurile, nici el nu mai e atât de abil. Da, vedeți, am făcut egal la Gent și cine știe ce ne așteaptă de Valencia 3.
Da, mie mi s-a părut justificată că de acolo plecasem, nu mă interesa meciul Lyon de ieri, mi s-a părut justificată comparația cu penaltiul de la ASEA cu Jiu, că asta, despre asta discutam. Da, am ascultat, da. Categoric se dădea acel 11 metri, nu, asta spuneam, imbecilii au impresia că Lucescu era mare. Nu, tată, și Bologna era mare, dar nu din cauza asta se dădea penalti, ci ca să nu strige aia în Ungurește împotriva lui Ceaușescu, da? Că din minutul 25, dacă scorul era tot 0-0 și îi se punea pa unuia de la tribuna D, unde știți că aveam abonament, îi se punea pata, să zicem, lui Adalbert Sandor, că a venit arbitrul din Tulcea, să zicem, da? Și că ăla a venit cu temă să îi facă pe ASEA, da? Și mai îndârja vreo doi, începeau să strige împotriva lui Ceaușescu. Da? Și atunci arbitru, că era un pregățean de ăsta mizerabil, vreun vâlcean, vreun slătinean, se ducea direct, ce Cristiano Ronaldo, mă, era mic copil, de să împiedica ciorcerii de linia aia de var proaspătă, și mirosea în tribuna var, pe care o trăgeau înainte ca să fie bine delimitate suprafața, să vadă chiorul ăla de arbitru, că îi și ziceau ungurii: ai văzut, prostule, că a făcut linia de cuvar ca să vezi tu chiorule, da? Și să împiedica ciorcerii din emoție, că tribuna era plină, urlau ăia de la început, el avea emoția aia cu care intri pe Bernabeu. Da? Și când vedea, nu putea să joace de tracul lui ciorcerii, cădea prostul de linia de var la 19 metri în lateral, că linia era groasă, avea un metru, da? Deci la 19 metri de poartă în lateral stânga, în momentul în care se împiedica, toată tribuna de se ridica un val din ăla deja de reproșuri și evident porcul ăla de la centru se ducea și o arăta pe... Și atunci se așezau maghiarii și ziceau: ai văzut, măi, că poți să fii și corect, mă! Cine nu cerem numai ce e de dat, mă. Exact! Noi nu am spus niciodată să dai pentru noi dacă nu e! Să dai când e, să dai, măi! Că tu nu mai ești viu de aici! Tu nu mai ești viu! Și mă, la 11 metri ăla stătea arbitru să-și făcea cruci în timp ce bătea Bălănică. Ce să facă, domnule, dacă o dă peste. Și tot dea ăla cu var ca Irimescu trăgea, se ducea varul în ochii portarului, ăla nu vedea de var. Dar rupea plasa loții și după aia înjura maghiar 2 minute cu pumnul către tribună că i-am făcut. Și ăștia ziceau: Ezos, loții, Ezos, da marha, către arbitru, mai strigau de 2 ori și peste 2 minute era 2-0, centra 1 și marca Faniș din 6 metri, dintr-un ușor offside, așa? Și îl vedeai pe portarul ăla de la Jiu cu mâna sus, la care îi striga unul din tribună: ce faci? Ce mai cu mâna? Ai uitat acolo sus, băi, să nu prinzi de bară cumva. Da, ce faci cu mâna aia, băi? Jos cu mâna, măi, porcule! Așa era 2-0, un lejer offside acolo, jumătate de metru era, meciul era terminat, da? Și așa scăpa. Lejer offside spunea ăsta, de zicea Mitran pe comenta la Radio România Actualități, cum... De la Târgu Mureș, cum zicea, Silviu Tudor Popa. Târgu Mureșul n-avea un comentator clasic, veneau toți îmbuibații ăștia care vreau să plece cu niște plase pline. Știi? Venea și Ghițulescu uneori, da? Venea, bineînțeles, Soare de la Cluj, da? Nu era un comentariu, nu era un om tipic de Târgu Mureș, n-avea comentatorul lui ASEA. Venea câte unul de ăsta care pleca după aia, comenta, bineînțeles, un publicul excepțional. Da, nu știu ce, bun cunoscător al jocului de fotbal, echipa gazdă într-o formă remarcabilă și a dominat net adversarul. E, dacă spuneai astea, luai o plasă de pateuri, de salam și ăia când ieșeau zicea: du-te, măi, tu de unde ești? Du-te la București să spui, mă, că aici câștigăm campionatul, măi, porcule! Bă, se ducea ăla, punea capul între trai, să nu zicea nimic, bineînțeles, n-aveai voie să-i combați pe ăia, te băteau de te căcai pe tine, dar clipea vreunul, se ducea liniștit la vestiar și pleca cu trenul și după aia zicea: bă, dar-s răi ăia, bă, la Târgu Mureș, nu mă mai duc acolo. Bun, haideți că trebuie să luăm o pauză, dar revenim cu discuția după publicitate. Ne-am întors în direct cu corespondentul, sunteți alături de noi, domnul Barbu. Da, vă am ascultat și în pauza publicitară.
Vreau să spun că am fost la stadionul acela de care pomeneați noastră, dar na, acum este în paragină. Chiar am fost tocmai pentru a vedea, practic, cu ochii mei, cum se spune, locul în care s-au petrecut toate aceste episoade pe care le povestiți. M-a trecut un fior așa, sigur, nu din cauza că e ferate, că era lângă, ci din cauza... Nu știu, locul exact în care s-au petrecut. Fapte reprobabile, ar spune unii astăzi. Da, nu erau reprobabile. Mie îmi place să vă ascult când povestiți din acea perioadă. L-am, cum să zic, chiar și pe domnul Mitran l-ascultam când era acolo lângă dumneavoastră pe locul lui Andy Stănescu, atunci când vă dădea Sport Clubul, nu? Că era acea întrebare în chestionar la ce televiziune se transmitea 11 metri pe vremea când se transmitea. Deci am văzut, există, pot confirma, e încă acolo terenul și, mă rog, tribunele sunt dărmate pentru că se aude acum joacă pe Transil, eventual lângă, treci calea ferată în partea cealaltă, nu știu spre ce punct cardinal și e pe undeva prin vecinătate, dar stadionul acela a rămas fără porți. Sigur, nu știu cum e iarba, tribunele au început să se dărâme, dar na, există. Doream să revin la chestia asta cu OK, cu meciul nostru de aseară. Am mai avut un roșu cei de la Ghent, adică în prima repriză l-a călcat unul pe Gonalons, pe capitanul nostru, și a luat ăla roșu direct. Și de atunci am început să controlăm jocul. Altfel, a avut bară în minutul 5, adică na, și-au avut ocazii mari, puteau să deschidă ei scorul. Dar golul nostru, na, cornera lui Valbuena și a dat ăsta, Jale, cu care n-am vrut să fac eu poză la Giurgiu, că jucase la PSG și m-am gândit că totuși nu, n-are rost. Dar Jale, nu numai acum, și în campionat, mi s-a părut mai bun decât Rafael. Asta zic. Deci, gargara aia pe care o făcea o las când era învățat, sigur, era bun și la transferuri înainte. Acum l-a luat pe Rafael ca să ce? Nu știu, înainte se pricepea. Am avut, de exemplu, că l-am pierdut pe Abidal imediat. A venit Grosso, care era campion mondial, făcuse pe Italia campioană mondială. După a venit Sissoko ăla, pe care îl dorea Milanul, dar a picat transferul cu măselele, cu nu știu ce. Avea niște ochi, avea, ok, am pierdut niște închizători foarte buni pe Sien și pe Mamadou Diara, i-a adus, nici nu s-a simțit, i-a adus pe Tulalan și pe Thiago și apoi, ok, chiar Jean de Macun de la Lille, care acum, nu știu, orică n-are el ochi, orică s-a... L-am dat pe Balulii la Monaco, l-am dat pe Benzia la Lille, nu știu. Pe Balulii a justificat că l-am dat la Monaco pentru ca să-l păstrăm pe Ghezal, care Ghezal, mă rog. Deci niște lucruri, el are gargara aia de dinainte, din anii 2005, dar gargara aceea pe care o făcea și pe Twitter și presiunea pe care o pune și certurile care le face cu ăla de la Saint-Étienne, Caiazos sau nu știu cum, atunci mergeau, că atunci dădeam lui Real 3-0 pe teren propriu, atunci ajungeam constant în sferturile Ligii Campionilor. Acum principala atracție în Franța este PSG. Noi suntem, am reușit un sezon extraordinar, nu știu dacă ne mai întâlnim cu el, probabil că la asta s-a referit doamna sau domnșoara Viorela când a zis de histrionism, că ok, și ăla știe exact situația în care se află Lyonul acum, dar este atât de vocal ca și cum ar fi fost în urmă cu 10 ani Lyonul. Cred că la asta s-a referit, dacă am explicat. Bun, haideți să lăsăm subiectul ăsta. Văd aici în Gazeta Sportului să comentăm un pic un titlu: Ronaldo e în stare de orice. Adică asta după meciul cu Shakhtar, în care el a cerșit un singur penalti. Că da, și Nea Ovidiu a scris că este un jucător mare, dar un caracter mic. Un caracter mic. La asta se referă. Vreau să facem o altă discuție apropo de acest titlu. Am comentat ieri, sigur, în stilul lui, Real Madrid a primit două penaltiuri. E adevărat că al doilea se putea acorda. Primul însă a fost într-adevăr lamentabil, acordat pentru o minge în spate, nici de cum în mână. Dar asta să vii tu, Mircea Lucescu, că Lucescu spune despre Ronaldo că este în stare de orice. Adică, din stare de orice, în ce sens? Adică ți-ar da în cap, de exemplu, pe stradă Ronaldo? Tu care ai condus echipa miliției, da? Tu care ai trăit într-un campionat aranjat de securitate,
Tu care ai făcut... echipe. Da, tu care ai retrogradat echipe, că există martori oculari, da, ca la Dragnea, la referendum. Sunt martori oculari care vin și spun, da, domnule, ne-ai amenințat la Timișoara, că ne retrogradezi, ne-ai retrogradat. Tu care ai măsluit campionate în Turcia, sigur, cu bașcanii, tu care ai măsluit campionate în Ucraina, că Șahtiorul, pentru cine nu știe, calcă în picioare în fiecare săptămână o echipă în Ucraina. Da? Își bate joc de toate echipele. Păi Șahtiorul a primit mai multe penaltiuri în Ucraina de când a venit Lucescu, decât a primit Real Madrid în Spania. Nu există meci al Șahtiorului fără 11 metri. Numai noi nu le comentăm, că nu ne interesează ce face Șahtiorul cu Alexandria sau cu Zoria Lugansk. Dar blaturile și aranjamentele sunt identice. E, și acum te-ai supărat că te-ai dus într-adevăr în curtea mare, până acum tu te jucai cu aia în nisip. Te-ai dus în curtea elora mare, a hoților mari, și într-adevăr, așa cum te-am și anunțat de atâta timp, te-au furat ăia, ăia mai mari. Este totuși lamentabil din partea unui asemenea individ, da? Să vină și să se plângă la furat hoțul cel mai mare. Păi bă, tată, așa e acolo. Asta spuneam și ieri. Și vreau să rețină ăștia 17 ascultători ai noștri care completează chestionare. Nu poți să fii echipă mare în fotbal dacă nu ești ajutată de arbitrii. Da? Nu ești echipă mare și după aia te ajută arbitrii. Este fals. Devii echipă mare echipă după mare ce te ajută. Bineînțeles. Da, da, da. Să terminăm odată cu impostura și cu faptul că, fiind jurnalist, n-ai nicio părere și nu poți să spui lucrurile pe nume. Nu e așa la noi. Da? Deci trebuie să clar să lămurim acest lucru. Nu poți să fii echipă mare atâta timp cât nu ai arbitrajele cu tine. Uitați-vă Chelsea, care se face de râs anul ăsta, cel puțin deocamdată, în Premier League. Bă, s-a dus și a scos un pic capul cu niște țărane aseară în Liga Campionilor, bă, două penaltiuri a avut, bă. Pentru cine crede că... sigur, unul ratat de Nazar. Bă, deci, cum au dat peste niște mielușei care veniseră la tocat acolo, cum i-a furat de nu i-a lăsat nici să întoarcă capul pe ea, mă? Da, deci le-a pus-o de două. Vă dați seama că discuția a fost clară de la început cu Abramovici sau cu trimișilor lui. A venit unul de la gară, l-a luat pe prostul ăla care a arbitrat și i-a spus, bă, tâmpitule, tu nu mai ieși de aici viu, mă. Da? Uite, vorba ălora de la tribuna. Ai copii acasă, mă. Sigur. Da, exact. Bă, tu nu ți-e puțin rușine la nas? Da, două penaltiuri dacă dai, aia ești prietenul nostru, mă. Deci de la gară. Da, ăla a venit cu trenul, mă gândesc că n-avea bani să vină cu avionul. Dacă nu l-aștepta la Heathrow cu o pancartă și îi spunea, ia vină puțin încoace. Știi, sunt trimisul trimișilor lui Roman Abramovici. Am aici un Kalashnikov, de-aia nu pot să dau mâna cu tine. Țin Kalashnikovul sub sutană, da? De dai 11 metri? Da, bineînțeles, să trăiți în fan Chelsea de mic. Așa, bravo, mă. Bine, uite, acum hai că te ducem mai în restaurant, uite, astea sunt bunurile de masă, fii atent acolo că nu poți să te conduc am Kalashnikovul sub sutană. Da? Uite, asta e direcția, te duci la hotelul ăla, iei metrou 14 stații în direcția asta, îl schimbi, iei 16 stații în direcția altă, cobori, o iei la stânga, după aia mai faci 18 pași, o iei la dreapta, când ajungi la hotel, spui vorbele astea, da? Am ținut steagul sus și citesc ziarul sub streașină, ăia o să-ți dea direct camera, stai în cameră, nu ieși până la meci, cu o oră jumate înainte de meci vine o mașină, îi spui și eluia la ta aceeași vorbă, am stat sub streașină, ăsta-i steagul, țin steagul sus, nu știu ce, te ia ăla cu mașina, te aduce la stadion, ne-o pui pe VAR în primele 10 minute, da? După care vezi cum merge și tu jocul, prelungești prima repriză 4-5 minute, că așa-i place lui Mourinho, să dăm în prelungirile primei reprize obligatoriu un gol, ne mai dai o dată pe vară, în asta te duci dracului înapoi la gară și să nu te mai văd în viața mea, înțeles? Gata, tată, așa se face treaba. Ce Chelsea, ce... Da, a venit aia, păi dacă juca Șahtiorul cu Chelsea aseară, minutul 5 era pe var pusă mingea, nu putea la criza prin care trece Chelsea să-ți stea 10... Să stea 10 minute și să-mi vadă că începe să colcă e așa un pic atmosfera. Să-mi vulbura deja 10 minute, nici n-ajungeai la poartă. La stilul cum joacă Chelsea, în primele 10 minute n-ajung în careu advers. Păi să începea lumea să se impacienteze. Îl întreba ăia, hoții lui Abramovici din copilărie, care sunt invitați la lojă lângă el. Ce facem, sir? Ce, iar stăm
Uite, mai sunt 80 de minute, 0-0, ce facem? Nu, tată, stați liniștiți, le-a spus dinainte, hai că mâncăm niște... Avea o oală de caviar acolo și le-a zis, luați cu polonicul, că în minutul 5 ne-o pune pe vară, asta e rezolvată treaba. Dar sper că e rezolvată, că îmi bate inima deja în piept. Eu nu mai am nevoie de emoții și cu ăștia sire. Stați liniștiți, mă, și dacă-i faul la centru terenului, în minutul 5 ne-o aduce în careu. El o ia în brațe și fine cu ea. Așa s-a și întâmplat. A ratat ăla, adevărat penaltiu, dar după aia s-a rezolvat repede. Au dat un gol, a mai dat în repriza a doua, încă 11 metri, rău, și a ieșit 4-0, au și căzut ăia la un moment dat. Probabil că și a amenințat direct arbitru pe teren. Și a spus, mă, stați mă cuminți, mă, 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 mă copii, mă copii, mă, stați mă cuminți că mă omorâți, mă. Da, stați mă, mă stați în banca voastră, mă, că lasă-mă, că vedeți în meciul retur. Stați cuminți acum, mă. Da, era de pierdut, era de câștigat cu 4-0. Astea sunt așa zisele echipe mari. Nu e nicio echipă mare, tată. Venea unul și nu ți-o punea pe var tot meciul, cu cât câștigai? Îi băteai cu 1-0 pe aia. Corect, cum mai a făcut Hațegan cu Arsenal, nu? Bineînțeles. Stai, vine cât un prost din ăsta... Da, vine cât un prost din ăsta care echipurile face pe corectul, dar l-o fi amenințat și pe aia la vamă, croații. Cine știe ce-o fi fost de frică ea. Așa că... Da, dacă stă în Arad. Să termine băieții ăștia, da, cu echipe mari. E? Nu, am explicat și ieri. Și noi am fost cea mai mare echipă din lume. 2 ani jumate. Dar atunci ne-o punea pe var, bă. Da? Te ducea arbitru și ți-o punea pe var. Nu stătea, nu se discuta. Îl vedeai pe tapii în tribune că era un pic încruntat. Și zicea, stai, nu se supere. Bineînțeles, te duceai și o puneai... Da? Așa ajungeam și în finala Ligii Campionilor. Nu zice nimeni că nu eram o echipă mare. Eram, sigur, dar nu poți să vii și să-i spui. Ce, veneai la tapis să spui, să știți, domn profesor, sau cum eu fi spunând, da? Domn profesor, să știți domn că... Profesor, da, că să știți, exact, să știți că n-aveți nevoie de ajutorul arbitrilor ca să câștige. Ce e aia, mă? Și te-ar fi spus tapitaj, mă, prostule. Am nevoie de ce vreau eu, da? Ce vii tu să-mi spui ce fac pe banii mei? Nu contează. Știa și el că bate acasă pe Toulon. Credeți că era atât de prost? Câștiga, dar jucam acasă cu Toulon. Îi băteam cu 5-2. Știa și el că îi batem. Cu Odlă, cu Papin, cu Stoicovici, cu Cantona. Știa, dar nu înseamnă că arbitru de la început nu era cu lecția învățată. Că arbitru știa să nu-l supăr pe moșul. Și marca Toulon. Să zicem, trăgea Toulon de la 30 de metri la 2-0 pentru OM. Trăgea unul în vinclu. E, la 2-1... În 10 minute era pe var. Da? Hai mă, ce dracu. Sigur că asta ți înleznea ție. Sigur că tu după aia câștigai meciuri europene unde nu te mai arbitra clownul ăla. Dar bă, toate astea ți înlezneau parcursul. Nu era echipă mare în momentul în care nu ți-o punea pe var. Că asta spunea, uite că nu ne-o mai pune pe var. Știi pe cât eu am acum la indicele UEFA? Pe 47. Nu mai suntem tată echipă mare. Dar nici nu mai avem penalti, nici nu ne mai ajută nimeni. Gata, dacă de mâine vine un arab de ăsta, emirul Bahrainului și cumpără Olympic Marseille, vine tata la primul meci. Cu cine avem acasă? Cu Lorient. Da, noi aveți. Da, nu, dar zic când ajunge el, că după aia în curând da, vine, da, avem da, cu Angers da. Și după aia vine cu Lorient. Da, și o să zic ăla, cu Lorient, da. Cine e arbitru? Aici există cineva care conduce sau conduc eu? Nu, stai, că e cineva trimis de la... Așa, cum te cheamă? Păi, nu știu ce, pe mine mă cheamă Abdin, vreau să-mi o dai de... Da, să debutez cu un scor fluviu. Da, la mine fluviu înseamnă, nu știu ce. Ce dracu, mă, tată? Exact ca și cu Chelaifi ăsta. Dar nu Chelaifi, vrea trimisului lui. Chelaifi. Da, vrea să se joace cu o minge ovală. Nu că nu admite liga profesionistă, dacă vrea musulmanul, dă-l în măsa, că aici suntem într-o țară. A, nu, să lăsăm discursul ăsta. Vrea totuși cu mingea ovală. Da, sigur, să va juca cu ovală, dacă... ați văzut că sunteți cuminți și între timp să știți că va cumpăra și televiziunile pe toate în pauză. Exact. Da, deci exact. Ce de acum? Vrei să spun că devenim echipă mare? Vrei să spun că vine Ronaldo pe velodrom și o să-i spun arbitru? N-am putut. Astăzi n-am putut mai mult, Cristiano. N-am putut că mi-a dat băiatul. Da? Asta e, tată, nu-ți mai dă nimic. Că pe vremea respectivă, când era tapi la noi, putea să vină Real Madrid să se tăvălească în careu, că nu se dădea nimic, mă. Da, nu se dădea. Oricine venea. Bayern München.
Se tăvăleau degeaba, tăticu, că nu se dădea. Și ți-ar fi spus, îmi pare rău, sunt suporterul lui Bayern, mănânc cârnați de când sunt mic. Dar nu se poate astăzi. Băi, bă, tata, astea erau echipele mari, lăsați-mă cu marile echipe. Ia scoate tu toate penaltiurile lui Ronaldo și tot ce a fost să fluiera pentru Real incorrect în campionatele astea, să vezi pe cât termina. Bun, haideți că luăm o pauză, că așa e regula și ne întoarcem. Ne-am întors așadar, dacă mai este pe fir corespondentul, sigur e alături de noi, dacă nu poate să mai sune odată, sigur că suntem constrânși și noi de orarul pauzelor publicitare, care e sfânt peste tot, într-o societate de consum. E alături de noi corespondentul, deci despre asta discutam, ca să... Și la noi, să știți că se vede diferența asta, adică în campionatul Franței, că s-a schimbat polul de putere. Mă rog, ăsta e cam de lemn așa discuția, dar adică e clar, amintiți-vă atunci în 2009-2010, că ăsta mi-a rămas cel mai bun exemplu în cap. Noi eram în campionat de la mijlocul, mă rog, pe la mijlocul clasamentului, ne scosese Bayern München atunci în semifinale și trebuia să-i prindă pe Montpellier, care erau pe 2 sau pe 3. Și 3 era ultimul loc care aducea Champions League. Și n-am mai pierdut nimic, i-am bătut și pe ei, am terminat chiar pe 2 atunci, în sezonul în care ați luat campionatul atunci, Marseille în 2010. Nu se mai întâmplă acum așa. La noi, la meciul decisiv de acasă, din returul sezonului trecut, i-au dat să repete penaltiul ăla lui Ibrahimovic, că aveam noi 1-0 și ca să egaleze. Deci exact asta e bun, nu ne comparăm noi cu PSG acum. Bă, dar nu știu, îi băteam și acolo, intrau în vrie, pierdeau tot. Nu se știe, ne bătea pe noi Nice vreodată când eram în perioada aia în care dădeam cu Real de pământ. Nu, sau Saint-Étienne să vină la tupeu să facă egal. Nu, dar s-au schimbat și acum și arbitrii văd și ei, exact cum spuneați, că a venit ăla, a cumpărat televiziune, a băgat bani, a toată lumea. Nu știu, Monaco ce dracu a făcut anul trecut, de au evoluat așa prost, că ok, ăla avea bani și aveau și pretenții, dar probabil i-a uzat parcursul din ligă. Și încă ceva vreau să mai spun și poate cu asta închei, ăstea sunt exemple de situații în care arbitrii chiar ajută pe față o echipă, adică înțelegând că trebuie să tragă cu aia. Dar sunt și echipe mari care sunt create, de exemplu, pe, nu știu, pe greșeli poate de arbitraj și se întâmplă. Cel mai bun exemplu l-am asta cu Borussia Dortmund, când în 2013 a jucat finala cu Bayern München și l-a dat atunci 4 lui Real în semifinală cu ăsta de Lewandowski, de acum la Bayern München. Dar înainte de acea semifinală, Borussia Dortmund a avut sfert de finală cu Malaga și au dat ultimul gol în ultimul minut, nu știu, pe o greșeală de arbitraj, pe nu știu ce, bâlbâială acolo la ultima fază. Păi dacă se ducea Malaga în semifinală atunci, mai știa lumea că să fie fan club, am prieteni care sunt fan Blașikovski și nu știu cine. Cine sunt ăia, mă, mâncați așa? Ați văzut cu ăla de la dus în Saniol la Bordeaux? Contento sau cine pe stânga? Da, Contento. Nimic! Sub Bedimo, cred că e sub Morel. Jucător și el la Bayern München și ele, așa că nimic, nu se întâmplă, se închide un ochi, se dă la o bâlbâială, ajungi conjuncturală, niște faze, evident. Gata, e super echipă. Da, așa e, mi-amintesc de meciul ăla, a fost strigător la cer cum i-a eliminat pe Malaga, într-adevăr. S-a jucat ca la Câmpina, nu se termina meciul până nu elimina pe ăia. Da. A lui Chițu, da. Da, deci la Câmpina lui Chițu. Da, exact. Până nu se termina, în minutul 120, dacă nu putea să le opună pe VAR mai repede, atunci era. Ții minte că am fost la un meci de genul ăsta la Câmpina și mă tot sunau ăia din redacție. Bă, s-a terminat? Nu s-a terminat, mă. Bă, să ne dai tu bip când se termină. Da, vă dau. Peste 8 minute, mă, sunau. Ce ai făcut, bă? Păi dacă nu s-a terminat. Și în minutul 120, bă, deci în minutul 120, nu minutul 118 sau 119, în minutul 120, deși era meci de campionat, le-a pus-o pe VAR într-un târziu, râdeau ăia de pe banca adversară, nu mai știu ce echipă era, și fii atent cum s-a întâmplat. Deci s-a dus ăla
cu capul plecat, că râdea și ăla de la Câmpina. Îl puvnea râsul și stătea cu capul plecat să nu-l vadă toată țara. Și-a pus mingea pe VAR, arbitru s-a uitat și-a notat acolo că i-a dat un galben ăluia de la adversar. Și fii atent, în momentul în care a atins ăla mingea, jucătorul de la Câmpina, arbitru s-a întors, mingea nu s-a dus încă, nici măcar nu părăsise gheata lui ăla și a fluierat deja sfârșitul meciului. Era evident că va fi gol, adică știa și portarul advers că mai pleca acasă, dacă nu, l-a apucat noaptea acolo. Bineînțeles, ăla s-a lăsat așa în cur, cum făcea Silviu Lung pe vremuri la penaltul, s-a pus în fund și ăla a avut toată poarta în față și a dat. Arbitru nu s-a uitat cum a executat ăla, că nu-l interesa, știa că s-a terminat. Avea și el tren sau ceva, trebuia să plece. Da, s-a dus spre centru direct, absolut. Deci el a vrut doar să se asigure că se execută penaltiul. Când a văzut că ăla se îndrepta spre minge, el a plecat spre casă. Deci așa se termina. Ăla era omul lui Mircea Sandu, Chițu. Da? Mergea pe motoretă ca Molahul Omar. Deci asta era, așa era fotbalul, sigur. Bineînțeles, peste tot fotbalul, de când a devenit o industrie, un meșteșug dintre ăsta de tâmpenii, așa este oriunde în lume. Deci bineînțeles că influența nu mai e de mult un sport, nu mai e de mult un spectacol, nu mai e de mult un joc, nu mai are nicio legătură cu nimic din toate astea. Ei se duc pe teren jucătorii, cum s-ar duce muncitorii la menghină, da? E ca și cum tu te-ai uitat de acasă pe Dolce sau pe Digi la niște muncitori care se duc la menghină. De ce nu se televizează chestiile astea? Că și ăia fac la fel. După ce își fac treaba, se duc acasă. Așa e și la fotbal. Ai dat-o în poartă, da, n-are importanță cum, după aia ajungi relaxat că conduci. Nu? Chipurile publicului trebuie să vină la meci să te aplaude că tu ai câștigat. Tu n-ai jucat nimic. Ai câștigat ce ai câștigat? Că ți-ai luat mălaiul. Bun, dar ăla din tribune l-a văzut ceva? N-a văzut nimic. Deci meciurile nu mai se joacă ca pe vremuri, hai să facem show. Le dăm 10, le dăm nu știu cât. Ai dat un gol, ai dat două, sigur cu ajutorul arbitrilor, cu a vorbit patronul cu nu știu cine, bă, terminat, te-ai dus acasă. Asta este, ce sport e ăsta? Este o îndeletnicire pe foarte mulți bani, da, care a devenit o chestiune de viață și de moarte, că sunt sume imense puse în joc. Uite acum a venit o știre. Rezultate previzibile. Previzibil, acum a venit o știre că Manchester United e pe roșu, nu știu ce trimestru, ultimul trimestru, da, bilanț contabil. Astea sunt importante. Sigur, cum să nu fie pe roșu, Dumnezeule, când au dat 80 de milioane pe Martial ăsta, n-a jucat nici măcar un campionat complet în Franța. Au aruncat niște bani pe ăla, sigur că trebuie să obțină rezultate acum. Vă dați seama cum va fi la Manchester când au un meci cu Stoke City? Da, sau cu Leicester City, li se va spune lor, mă, tată, cum le-ar fi zis Dan Cărpinișan lor de la Leicester, dacă era patronul lui United. Mă, luați 175 de miliarde de pe drepturile TV dacă terminați ultimii. Stați acolo în banca voastră că trebuie să-mi plătesc datoriile, da? În minutul 10 ne-o pune pe VAR. Vă rog eu din suflet să nu protestați. Aveți 175 de miliarde dacă terminați ultimii. Că așa e în Anglia. Ce, tu vii la Manchester să faci scandal? Acum Manchester va trebui și ea să-și scoată cumva pârnaia. Da? Da? Va trebui să câștige niște meciuri, că nu se poate să dea sumele astea să termine tot pe 4 sau pe 5. Da? Dar până să se implice ăștia de la City, ca lumea, adică să-și facă trupă, ok, să aducă jucători. Și aia e făcută numai cu japca. Da. Erau furați chiar la United, păi prelungea ăla, era da. Alex Ferguson time. Da, Manchester United, City acasă. Bineînțeles. Acum nu se mai întâmplă. Nu. Au mai făcut și ea trupă. Nu, sigur, acum aia sunt tot, pentru că mai primesc gol ăia. Exact, spus, exact. Vine șeful. Dar înainte, puși la 1 minutul 93-94, ca la Câmpina. Absolut. Când e nevoie. În Fergie time erau bătuți an de an. Da, exact. Da, bineînțeles, așa e. Acum vine ăla patronul și spune, știți, el are 234 de insule ale lui în golf. N-ar vrea să primim gol nici etapa asta. Dacă se poate. Dacă se poate. Și el începe să strângă mâinile, arbitru, în semn că e ok. Dacă n-ajunge la unul mai cu barba așa, de lângă ăla care vorbea, ăla nu-i dă mâna și zice, ăsta nu ți-o mai întinde că are un Kalashnikov de desubt. Înghite arbitru în sec și zice, înțeles să trăiți. Da, se duce pe teren, n-am vrea să luăm gol nici astăzi. Da, e în regulă, joci acasă, să zicem, cu Everton. Bă, nu e gol.
Da? 0-0, minutul 84 le opune pe VAR. Dacă n-a putut să le opună mai devreme. Poate nu poate să le opună mai devreme. Țină ea de minge. Da? Așa sunt. E gata. Sigur, Manchester City a devenit mare echipă. În Europa nu. Pentru că acolo e gata. Sunt alte cutume. Acolo încă n-au pătruns. Probabil nu știu cu cine să vorbească ăla. Poate nu era foarte interesat. A zis, bă, am și eu ambiție. Vreau să-i văd pe ai mei că umblă singuri. Da? Noi mai ținem în brațe. Da, noi mai ținem în brațe. Nu mai mergem cu premergătorul. Noi mai ducem cu căruciorul. Când ajung, bă, eu să-i văd băieți mari în Europa. Și atunci, băieți mari, dar ce pe o strângere de mână ca la Diouf? Îți mai strângea mâna și un negru. Că asta și râdeam cu amicii mei la Marseille. Ziceau și ea, da, dom'le, venea arbitru la Diouf, dădea mâna cu el, îți spunea două de prin lexic, cum a făcut el cu dictarea de la Bernard Pivot. Da, tu erai arbitru de fotbal, te și interesa pe tine cum să pune pluralul la nu știu ce. Îți explica Diouf. Da, îți strângea mâna, bă, dar era și mână de negru, de aia cu per, de aia negri, maro, albi, de toate. Ce te interesa pe tine, arbitru? Tu veneai, jucam acasă cu Valenciennes. La prima fază le opunea el ora pe VAR, ca să-i demonstrezi lui Diouf că trebuie să dai mai mult decât o strângere de mână. O strângere de mână, da, da, da. Deci asta spun, când ești președinte, de-aia Pap Diouf, atenție, n-a câștigat niciun trofeu la OM. Dar nici din greșeală nu s-a lipit nimic de el. Din motivul ăsta, bă, ci că ăla în viața lui n-a luat un cent. Da? Cel a fost impresar, a avut cei mai mari jucători. Deci imaginează-ți un Giovanni la cub. Da? Celălalt a avut pe Bully, a avut pe Desailly, l-a avut pe Thierry Henry la începuturi. Pe toți negri din campionatul Franței a avut Pap Diouf. Bă, nu l-a prins în toată viața lui cu un cent. El când a ajuns președinte la OM, el credea că se dă mâna cu arbitrii. Da, vine, sigur, stăteau ei acolo la protocol, bineînțeles, un cocktail, o nu știu ce, mai glumeau, mai povestea Diouf de prin copilăria lui prin Senegal, începea meciul, le punea lor pe VAR. El nu înțelegea de ce. Nu e, tatăl era obișnuit cu Blana, da, când se ducea la Olas, Olas venea cu două gagici după el. Da, îl invitau la restaurantul de fructe de mare. Acolo erau niște mici atenții. În scoică era o piatră prețioasă, da? Nu știu ce. Lua și arbitru, când ajungea la Diouf, ăla îi dădea un dicționar. Ce să fac, mă, cu dicționarul? Da? Îi dădea cadou un dicționar de pe vremea lui Napoleon al III-lea. A luat arbitru și zicea, las că la iarnă o să-l pun pe foc, o să fie mai cald. Și ne bătea Valenciennes acasă din două penaltiuri. Huiduiau ăia de... Nu mai puteai să ieși după aia pe stradă două zile. Da? Deci nu, nu e... Fotbalul nu mai ține de chestii de astea. Îți vine un hoțu, îți vine... I-ai dat cartofi prăjiți, că glumeau ăia ai mei. Ne mâncau cartofi prăjiți la noi, arbitrii. Da? Nu se poate așa ceva, mă. Acolo, la cafeteria clubului, mâncau cartofi de frit, de mule de frit la 5 euro. Ăla de asta te arbitru ronțăial de Tony Chaperon, niște frit acolo. Stai, mă, când începea meciul, vedeai pe de-aia n-aveam niciun penalti, mă, tot campionatul. De asta era. Și la echipele mici, crizele astea țin, adică nu se regăsește, nu știu cine, de 5-6 etape. La cele mari cu influență, vă pierzi odată de 2-3 ori, dar când vine meciul ăla decisiv, ieși pe ei, ieși și zici, uite, și-a revenit din criză. La noi poate să țină un tur întreg. Sigur, da, așa e. Deci asta zic, asta am făcut această paranteză cât o emisiune astăzi, ca să discutăm. Ăștia la Gazeta Sporturilor n-au dreptul și n-au nici competențele. Ei să joacă într-o curte mică, vorba lui Dinică, cu mese mici. Da? Astea cu Ronaldo în stare de orice. Și nu, bă, spuneți lucrurile pe nume. Ha? Asta și zicea, mă, aduceți-l, bă, pe Ronaldo la Nancy să vedem ce face. Ca la Naționala Portugaliei, dă un gol în 18 etape. Ce dracu, mă? Cum zicea și ascultătorul ăla, te întâlnești cu un Kunta Kinte de ăsta în fața ta, un N'Golo Kanté de ăsta, ți-l pune în față, după la picioarele în minutul 2. Mă, cine vorba lui, Spania nici nu intră la tine nimeni. Vine un de ăsta, adus de prin Guinea Bissau, de la nu știu ce echipă, de Republica Centrafricană, de ăsta, un pucist. Așa? De la ai văzut cum arăta ăla? Ăla era pătrat. Da, Sun Tzu ăla de la Adus Renard, așa. Bă, ăla era, l-am văzut la corp. Bă, era pătrat. Deci nu avea, da, nu că mușchi, nu că abdomen, nu că burtică. Bă, era pătrat.
de ziceai că e frontiera Libiei cu Algeria. Dar era trasă cu rigla, mă. Da. Deci el când ajungea la umeri, era un drept. Da? Avea umeri în... Ce să faci cu ăla, bă? Deci ăla coboruse din copac, direct în picioare căzuse, da, și după aia au căzut nucile de cocos peste el. Da. Ce să faci, bă, cu ăla? Deci ăla marca cu pieptul. Venea în careu, se lovea mingea ca de un dulap, de el se ducea în poartă. Da, eu știu pe ăla. Incredibil, bă, da. Ce namil, ăla a câștigat Cupa Africii cu Zambia. Da. Asta zice, ce Ronaldo, mă, dacă tu joci la o echipă de rahat? Du-te, bă, și joacă la Sochi, vorba lui ăla, și ți-l pune pe ăsta în față, scoate și dinții din gură. Exact cum făcea Boli pe vremuri, îi scot dinții lui ăștia, meștere. Nu, nu, lasă, dă-i numai la grezne. 6 luni. 6 luni, îi arătau ea de pe margine. 6 luni scoate-l, Baz. 6 luni. Tu-l vir, tu-l vir, pur si moi, Baz. Pur si moi, tu-l vir. Gata, nu-i mai scotea dinții. Era pe targă ăla, te anunța Boli direct la televiziune, la pauză, la microfon. L-am omorât pe 6 luni. După aia apărea în echip că stă 6 luni. Da. Așa era, mai știa Boli? El știa înainte, da, îi spuneau aia, da. Pe curăță-l, pe ăsta curăță-l doar pe 5 luni. Că n-avem nevoie, că ne-am uitat în retur. Peste 3 luni jucăm iar cu el. Dă-i doar 5 luni, că nu ne interesează. Las foarte bine să intre după aia să joace cu ea mai tari. Și atunci nu l-a accidentat tot sezonul. Deci astea, bă, echipele mari, bineînțeles, beneficiază de suportul ăsta, că dacă intrai la o echipă mare, bun, venea OM-ul lui Tapie acasă cu Papen Cantona în față și poate că aveam și noi, vorba lui Giovanni, poate aveam și noi un adversar, mai nu știu, bun, intra ăla tare, dar dădea roșu în minutul 2. Chiar dacă l-a accidentat pe unul de la OM, ok, dar luai 6 luni de suspendare. Dacă erai, jucai cu o echipă mică, îți dădea galben la faza aia. Îi rupeai tibia lui ăla. Deci acolo nu era aceeași sancțiune. Deci puteai să fii dur, sigur, și să-l cotoiești pe unul. Dar după aia te prigonea arbitru tot meciul. În primul rând că rămâneai 10 la prima fază și luai 8. Da? Deci nu mișcai. Luai 8 dacă îl scoteai pe unul de pe teren în halul ăsta. Și ăia știau, bineînțeles, că nu te scoteau. Uite, dovadă că de ce pe Ronaldo sau pe Messi nu-l rupe vreun tăietor de ăsta de lemne, un butcher spaniol de ăsta, da? Să-l scoată de pe el 6 luni. După care se întoarce pe teren, șchioapă-te un pic, îl vine altul în el, 6 luni. Nu. Uite că acolo nu știu, ăia știu de frigă, retrogradezi. Vine Florentino Perez după meci, cum venea Lucescu la Timișoara. Da, și zice, gata, ați retrogradat. Nu mai intrați în prima divizie 10 ani de aici înainte. Uite, vă dau eu un scris. 10 ani. De unde sunteți, ce echipă sunteți? Ei, bar, 10 ani sunteți în B. Gata, uite, acum depun la federație actele. Da, deci așa se întâmplă. De-aia nu te duci la ăștia. Tu știi că nu se poate. Nu intri la atacantul vedetă de la echipa care trebuie să câștige campionatul, tu nu intri să-i rup joalele. Asta zic. Ăla poate să intre la tine. El poate să intre. Păi ăla, Ribolovle, ăla de la Monaco, dacă era și el, măcar de când era chiar la IFI în campionatul Franței, s-a întâmplat cu Falcao așa ceva, cum s-a întâmplat. Nu, că se știa cu influență cu ăla, la Europa săra cu Falcao, da, cu Cupa Ligii, undeva. Cupa Ligii cu o echipă de Liga 6-a, da. Da, da, da. Bun, Monaco nu uza de chestiile astea pentru că lor în principal, na, Monaco n-a avut niciodată pasiunea pentru fotbal. Au pasiune pentru bani, pentru cazinouri, pentru craci, dar nu pentru fotbal. Deci acolo stai, faci bani din fotbal, dar nu ți-o pasiune de aia în vene să fii nebunit. Nu vezi cum arată Ribolovle ăla. Ăla nu e să moară pe terenul, vezi pe ăla dându-și cu televizorul în cap, că a ratat de la 2 metri. Nu-i cazul. Da? Aia n-au ce să facă. Bun, ăla 6 luni au avut ghinion, asta au zis. Au avut ghinion. Până la urmă l-au dat afară, nu știu, Ranieri parcă era atunci antrenor. Da? Lui i-au reproșat până când l-au dat afară chestia asta, că nu trebuia să-l bage în meciul ăla. În fine, era un meci pe un teren greu, i-au reproșat chestia asta până l-au scos de la echipă. Da? Monaco nefiind o echipă de fotbal, adică unde nu exista presiunea suporterilor, unde nu exista presiunea presei, unde nu vorbea nimeni pe stradă a doua zi de Falcao, ei vorbeau de Mariah Carey și de Sissi Catch pe stradă a doua zi. Ăia nu interesa că s-a accidentat Falcao, deci n-aveau treaba asta. Din motivul ăsta ei nu reprezentau miză pentru nimeni și plus că Monaco, atenție, n-are ușile deschise nici pe la federație în ultimul hal. Adică au fost o echipă
ținut așa oarecum pe palme în ideea că erau cu mulți bani, dar nu țină ea cu ei, adică le jenă ălora de la Paris să zică că ia Monaco titlul, niciodată. Adică asta cu câștigatul campionatului în era fotbalului de astăzi nu se mai întâmplă. Monaco a câștigat un singur campionat al Franței. Da, în era asta a digitalizării, să zice, nu pe timpuri. Pe timpuri fotbalul anilor 80 era romantism, nu se juca cum se joacă astăzi. Da? Vreau să spun, în era asta are un singur campionat câștigat. Deci nu e, asta spun, nu își permit, că nu te mai lasă cu... Da, tu ești bun acolo cât ești o vacă de mult, să-i plăteau cotizații, că se spune că și-au cumpărat atunci, doar ai văzut scandalul ăla. Și-au cumpărat locul în prima ligă, au dat niște bani, vreo 50 de milioane de euro, urmau să mai dea o tranșă până când au venit ăia de la Consiliul Concurenței, nu știu ce, au zis că nu mai trebuie să dea, că e o prostie asta, că ce e asta cu să dea bani, că au domiciliu fiscal în principal. Da, că... da, da, că era a vorba ieșit, că... A ieșit scandal atunci. Că nu le impozitează salarii. Exact, deci da, asta era. Păi interesa să-i țină pe Monaco, că erau niște bănuți. Și sigur că, da, Monaco a retrogradat, să nu uităm, recent din prima ligă. Da, de... Noi am retrogradat, da, cu Daniel Nicolae la ei, noi, da, în ultimul... Asta, deci a căzut din prima ligă, asta spun, ei nu sunt în categoria asta de echipe care să fie ținute, nu. A, te mai fura arbitru, sigur, așa. Nu e ăla, fundașul central, accidental, poți fi furat într-un meci la Monaco, dar nu e o tendință, adică să te duci la Monaco, sigur te fură, nu e așa. Nu. Astăzi, de exemplu, la Paris Saint-Germain și de când au venit arabii ăștia mai serios așa, nu ai cum să câștigi acolo un meci din campionat. Sau poți să câștigi unul pe campionat. Deci dacă, să zicem, se duce etapa asta Nantes și bate la PSG cu 1-0, Paris Saint-Germain nu mai pierde încă un meci sezonul ăsta acasă, pentru că arbitrii știu, gata. La meciul următor e penalti până în minutul 15. S-a terminat, da? Un meci, hai să zicem, nu intră mingea în poartă, poate întâmpla. Au fost și anul trecut, de nu râdeam, noi ăla 2-2, ăla cu Con. Da, că au rămas 9 oameni, aveau 2-0 acasă, au rămas 9 oameni și au egalat. Da, da, da. Da, egalam ăia în 10 minute. Deci mai sunt accidente din astea, sigur, da? Nu se impacientau, că știau, după aia s-au dus în deplasare, a făcut unul un faul la 25 de metri, l-a pus-o direct pe VAR. Îți minte ce scandal a ieșit, deci nu conta. Se redresau astea repede. Nici nu ni se spune arbitrilor și conducătorilor, n-ai voie să câștigi toate meciurile. După aia nu mai vine nimeni la meciuri. O să vină sponsorii și o să zică, bă, tată, nu mai ai niciun suspans, mă duc în campionatul Noii Zeelande, nu mai stau la voi. Da? Deci nici asta nu-i bine. Și atunci, sigur că dacă într-adevăr vine unul și are o zi de grație și nu-ți intră ție nimic și așa, da, poți să bați odată acolo. Da, nu te lăfăi, tu nu te duci, da, nu mergi de ăsta cu miză, sigur, adică nu vine OM pe parc acum și ne dă nouă două penaltiuri. Deci nu-ți dă două penaltiuri acolo, nici dacă iau mingea în brațe și ți-o pun ei pe VAR. Zice arbitru, nu, că am fluierat înainte, știți, e de fapt, e 11 metri pentru voi, am fluierat un pic înainte, n-ați văzut? Haideți că vă arăt eu. Haideți să ducem mingea în care... Cu Ibrahimovic când a repetat penaltiul ăla că l-a ratase prima dată. Da, bineînțeles. Nu, și i-ar lua mingea din brațelul ăla de la PSG care ne-ar pune nouă pe VAR și ar duce un careu celălalt pe VAR. Și ar zice, știți, cu 10 secunde înainte să prindeți voi mingea în mână, fluierasem eu penalti pentru voi. Da? Și dracu, mă, nu există nicio situație. Și noi ar fi uimit. Da, bineînțeles, dar ce am făcut? Da, dar nu are nicio importanță, că ar marca, s-ar bucura ca și Ronaldo după aia. Evident. Nu, deci astea sunt clare. Nu în meciuri de genul ăsta, acolo nu te fură nimeni. Dar dacă ai o seară proastă, joci acasă cu habar n-am, Bastia, un meci de ăla și dracu nu-ți intră tot meciul, da, te lasă ăla să termini 0-0. E ok. Sau dă la un gol de la Gara de Nord, adversarul, e regulă, dar după aia s-a terminat. Da? După aia nu mai există așa ceva. Și bun, hai că Paris Saint-Germain încă în coată, spun, nu e într-un campionat unde să fie amenințată. Acolo miza nu e așa de mare. Poți să pierzi și două meciuri, chiar poți să pierzi și trei. În Spania, în schimb, așa ceva nu se întâmplă niciodată la Madrid, de exemplu. Că se depărtează ei. Se depărtează, da, deci dacă tu ai pierdut acasă cu ei, bar, ai pierdut campionatul. Da? Nu mai are ce să-ți facă. La Paris Saint-Germain nu are nicio importanță, că doar adversarii nu câștigă toate meciurile oricum.
primul rând că n-au cum să le câștige, n-au valoare. Pe când acolo, dincolo, o să zic că, bă, tată, îmi dă Messi 3-6 de goluri în fiecare etapă, ce să-i fac? Deci nu pot. Trebuie să-i dau și lui ăla doza lui de penaltiuri. Obligatoriu. Ăla n-are chiar atât. Are și ăla. N-are 3 meciuri Barça la rând pe Nou Camp fără 11 metri. Nu există. Dar la Barça le vezi mai greu pentru că nu le transformă. Și atunci uiți de ele. Știi? Nu le dă. Bineînțeles, nu-i trebuie lui Messi, că el are penalti după ce dăduse deja 2. Prostia Barcelonei e că lasă tot pe el să tragă, că el tâmpitul e obsedat să-l depășească pe chiorul ăla de la Madrid. Da? Nu-l poți să observa, că el află. El a informat prin sistemul ăla de urechelniță. Vezi că Messi a dat din penalti. Da. Vezi că el a dat din 11 metri. Ah, gata, dăm, să ne dea și nouă. Stai că am vorbit, îți dau acum, stai liniștit. Da, și eu pune și, eu pune și lui pe VAR. Da, de-aia Messi bate el. Că el e obsedat de ideea să bate și el toate recordurile planetei. Că dacă ar trage un fundaș bătrânește așa la Barcelona tare pe centru, n-ar mai fi probleme. Așa trage prostul ăsta, ăsta n-are șut. Toată lumea știe că Messi n-are șut. El are orice altceva, n-are șut. A nu-i treaba lui. El știe să o dea așa pe talpă, de la marginea careului, o întoarce. N-are șut, tată. Nu trage ca Bonhof la Bayern în anii 80. Ăla o trăgea să desumfla mingea și să și umfla pe parcurs. O trăgea așa de tare de la centrul terenului și acum îl văd. Blondul ăla de la națiunea Germaniei, când erau nemții niște cârpe de alea alb cu negru. Jucau, trăgea Bonhof de la 45 de metri să crăpa mingea până ajungea în poartă de la traiectorie să mai umfla o dată. Da. Ce să faci, bă, tată? Messi n-are, nu-i cu d-astea. El are 1,60 m, o dă și el cum poate. Da. De-aia zi la penaltiuri că e nul. El nu știe, nici nu știe să o ridice. Toate sunt trase acolo, pe jos. Dar e obsedat de ticălosul ăla la care vezi că l-a dat 7. Aoleu, a dat 7. Și ce, aici ce minut e? Minutul 72, pe asta e problema, că mai dă. Da, mai păi stai că atunci trebuie să dea și piticul nostru. Și dă piticul, face niște ture de aia de la centrul terenului, noadă pe aia, le dă și el vreo 3, dar nu mai are timp să legaleze pe ăla, că la între timp a mai dat 2. Deci ăsta e campionatul Spaniei. Asta se televizează, asta se și cumpără la noi. Goana ăsta era unul, nu ți minte că așa făceau anii trecuți, unul juca sâmbătă și dădea 4. Venea ăla la duminică, dădea 5. Totdeauna dădea cu unul în plus. Da, așa făceau. Și știre, răspunsul lui Messi la tripla lui Ronaldo de afară de la Eibar. Exact, așa erau. Și ei când se duceau la națională, 0 amândoi. Da. Deci nu, Messi nu dădea, Messi nu dădea cu Ecuadorul, mă, acasă. Da? Jucați cu Ecuadorul de la 2:30 dimineața și nu dădea, mă, dădea generic. Cu Bolivia când am luat 6 cu el în teren. Așa, nu dădea, bă, tată. Ăla se ducea tâmpitul ălalt în Uzbekistan, jucau ai lui, marca Varela cu capul, minutul 95. Te uitai pe hârtie, Cristiano Ronaldo, ce punct Ronaldo, da, 90 de minute pe teren, nimic. În Uzbekistan, mă. Păi dacă juca Realul cu Uzbekistanul, le dădea 8. Da, da, dădea, el. El la națională nu dădea niciun gol, mă. Asta spun. Deci ce mari fotbaliști. Îmi amintiți-vă de mari fotbaliști pe vremă. Platini a marcat la campionatul european în 84 mai multe goluri decât au dat toate celelalte echipe la un loc, bă. Nu țineți minte, a dat 9 boabe Platini la campionatul european. Celelalte echipe împreună au marcat 9 goluri. Despre ce discutăm, bă, erau mari fotbaliști. Sigur, în campionatul Italiei Platini dădea 18 goluri, 20 de goluri. Câștiga titlul de goalgetter în Italia ca mijlocaș cu 20 de goluri, mă. Da? Dar dădea 20 de goluri la națională, în schimb îți dădea la un meci, la două meciuri îți dădea gol. Cum le-a zis Platini atunci jurnaliștilor? Haideți, bă, că eu v-am dus peste toată lumea. Lasă, mai scrieți și voi despre mine. Când am fost atunci cu Niculescu și cu Chioțea să-i luăm interviu la Intercontinental, ăștia n-au pus o întrebare, bineînțeles, 3 ore, că nu știau decât în engleză să-l întrebe, până ai formulat o întrebare. Dar am stat eu 3 ceasuri și l-am întrebat și ajunsesem la de-astea cu presa lor, cu... A fost senzațional și mi-a zis toată, eu i-am dus, mă, peste tot. Au plecat după mine toți jurnaliștii, le spuneam înainte de meci, haideți că vă duc și în America de Sud, haideți că vă duc nu știu unde. Că zice câștigam meciurile de unul singur, ceea ce era adevărat.
Deci ceea ce era adevărat la el. Într-adevăr. Deci ăia erau fotbaliști, tată. El, Maradona, sigur, ăia făceau naționala. Astăzi, uite-te puțin la ăștia, marile vedete ce fac. Ce a câștigat, bă, Ronaldo la Naționala Portugaliei? Că nu știu dacă are 10 goluri pentru Portugalia în meciuri importante, nu că a prins și el un amical cu Capul Verde și sărbătoreau ăia din Capul Verde centenarul tăierii capului nu știu cui. Bun, și le-a dat Ronaldo 6. Alea da, dar să-l văd și eu în preliminarii. Are vreun gol și că n-ar avea niciunul ediția asta în preliminarii. Da? Messi ăla al vostru juca cu insulele Galapagos ca să dea și el o boabă la națională. Ce vrea acum, nu făcea nimic. Câte campionate mondiale la rând va îngropa el? Da, bineînțeles, nu, dar în 2010 cu cârnații n-a făcut nimic. În ăsta să zicem, în 2010, în 2014 să zicem, am ajuns în finală, hai totuși că bine, da, și acolo în finală apatic. Apatic a insistat să joace prietenul tău de FIFA, Aguero. Slab, bine. Da. Nimic nici acolo. Bun, haideți că luăm o pauză și... Da, vă salut, nu mai stau că stau cam epuizat subiectele, dar mă bucur că v-am reauzit, sper că am clarificat și aia cu histrionismul. Evident, o să vorbim n-avem după... N-avem datorii. Exact, o să vorbim după pauză despre ce s-a întâmplat aseară în Liga Campionilor și ce ne așteaptă astăzi în Europa League. Mulțumim, revenim! Așa, ne-am întors în direct, o să vorbim despre Liga Campionilor, partidele care s-au desfășurat aseară, ca să nu rămânem foarte mult în urmă, n-au fost meciuri mari, nu erau afișe glamour, așa cum spuneam, am uitat un pic la Roma cu Barcelona, meci de etapa întâi, ce să mai discutăm, sigur golul ăla de la jumătatea terenului al lui Florenții, care l-ar fi făcut invidios și pe Taie Taiuo, dar tot cu prostul de Ter Stegen în poartă, care luase și în campionatul Spaniei exact același tip de gol de la centrul terenului. Iată că îi se întâmplă și a doua oară. Toate reacțiile alea, nu-i vina lui, e un portar mare astea. Într-adevăr, sunt ridicole. Să protejezi niște portari după ce multiplică erorile de tipul ăsta. Spune-le, domnule, în față, la banii pe care îi câștigă, chiar că poți să le spui, bă, ai fost penibil. Nu trebuie să-l mângâi pe cap, să spui nu-i vina lui. Toți portarii din lume acum sară în apărare lui Ter Stegen. Dar cui e, bă, vina lui mama? El se plimba ca pe peronul gării. La faza aia, l-a atras de la jumătatea terenului, bară, gol și a bătut joc de el. Bă, când ești portarul Barcelonei, tu stai ca pe peronul gării din Biborțeni? Nu se poate așa ceva, mă. Sigur că e golul lui. La Barcelona slabă, evident și-a atins și ea scopul. Aia o tot trăgeau comentatorii de la Dolce că au aur curat pentru Roma un egal. O fi, dar mai degrabă pentru Barcelona. Barça a luat un punct în deplasare de la adversarul cel mai greu în grupă, îl bate acasă cu 5-0, bineînțeles nu-i interesează, au 4 puncte cu ei, i-au descălțat. Deci, în primul rând, pentru Barça e un punct mare. Că așa, teoretic, și Leverkusen poate să facă egal acasă cu Barcelona, că Barça nu se duce neapărat să bată nici acolo. Plus că în Germania e tradițional dificil să câștigi, fiind o echipă spaniolă. Deci aici ai calculul prost al Romei. Dar mă rog, nu e vorba de prostie, că mai mult de egal ei știau că nu pot să scoată. Enervai pe Barcelona, le dădeai 2-0 după jumătate de oră și te băteau ăia cu 5-2 după aia. Deci nu era riscant să le dai gol. Mai bine stăteai așa, jucând la mica ciupeală. Dar asta spun, Roma nu trebuie să-și facă deocamdată super calcule, întrucât încoată și Leverkusen poate să facă 1-1 acasă cu Barça. Nu e nicio problemă, că Barcelona n-are nevoie decât de un singur lucru în grupa asta. Să o câștige. Nu-i convine să termine pe 2, asta e clar. Va câștiga meciurile de acasă cu Japca, dacă nu le poate câștiga altfel, oricum, nu miști pe Nou Camp, îți dai seama, ești la tăiere acolo, orice echipă vine, și în deplasare, dacă vrea, bun, va câștiga la Borisov, câștigă la Borisov, deci are 9 puncte de acasă, face 12 cu bate, da, și mai face 2 egale, termină cu 14 puncte. De ce? Cu 14 puncte nu ești pe locul întâi? Așa că pentru Roma, nu știe Bogdan Cosmescu, n-a făcut calcule în viața lui. Nici n-are de ce să le facă la bătrânețe. Deci nu e pentru Roma un mare punct. Asta numai după ce vom ști ce face Leverkusen acasă cu Barcelona.
Alte meciuri ale serii de ieri, în aceeași grupă, spuneam, Bayer Leverkusen în ușoară dificultate la un moment dat, 1-1 la pauză cu Bate Borisov, a dat până la urmă cu ea de gard în repriza secundă. Sigur, au avut și un penalti ca să fie mai lejer, că pe ăștia din Belarus îi poți fura fără probleme în Europa. Ei sunt o dictatură, nu ține nimeni cu ei când părăsesc teritoriul Belarusului, deci a fost o formalitate finalmente pentru Leverkusen, care s-a instalat în fruntea grupei după această primă rundă. Important este ce se va întâmpla în runda a doua. Avem Barça Leverkusen și bate Roma. Roma va fi încinsă în Belarus, trebuie să joace bine acolo ca să iasă cu 3 puncte. Barcelona sigur se va distra cu Leverkusen. Ăsta e genul de meci unde Messi își rotunjește toate recordurile carierei. A nu știu câta triplă din cariera lui Messi. A nu știu câta oară când dă 3 goluri între minutul 39 și minutul 45. A nu știu câta oară când dă toate 3 golurile în partea stângă a ecranului. A nu știu câta oară când dă toate 3 golurile de la o distanță mai mică de 21,7 metri. Da, toate recordurile astea vor fi zdrențuite de Messi la meciul retur cu Leverkusen. Îi calcă, bineînțeles, pe aia în picioare. În grupa F, Bayern München a câștigat la Olympiacos cu 3-0. Da, un scor într-adevăr brut. Nu știu care e scorul net aici. Brut a fost 0-3. În orice caz, după o primă repriză albă, în care gazdele au luat 3 cartonașe galbene și Thomas Müller numai 1. După pauză, Thomas Müller a reușit o dublă, dar sigur cu amendamentul că totuși ca scorul să fie mai rotund și Bayern München a beneficiat evident de inevitabilul penalti. Celălalt gol a fost marcat de Mario Götze, evident în contextul în care Bayern München, până nu te-ai dus la duș și n-ai dat drumul și la apă, nu s-a terminat meciul. În minutul 89 era 1-0 pentru Bayern. Pe final, când probabil gazdele se gândeau ce-ar fi, au mai luat 2. Dar deci nu se întâmplă pe final să-i dai tu 2 lui Bayern. Ți-a mai dat Bayern 2 ca să te închidă de tot, că la 0-1 ar fi zis lumea, uite bă, Olympiacos, echipă mare, a rezistat acasă cu Bayern, a luat un singur gol. La 0-3, peste 3 săptămâni, nu va mai ști nimeni, zice, uite bă, ce i-a bătut. Într-adevăr, ca rezultat este extraordinar pentru Bayern. În celălalt meci al rundei, sigur, o mini-surpriză, așa cum am avut și la Eindhoven cu United. Dinamo Zagreb, o echipă ruptă în coate, evident, o rușine a fotbalului european, să o spunem clar, a bătut pe Arsenal cu 2-1. Meciul a fost arbitrat de Hoțugan, omul lui Sile. A fost arbitru la Zagreb, Hoțugan, rezident în Arad, cum ne spunea și corespondentul, deci a mers pe jos până la Zagreb. Gazdele au reușit să marcheze 2 goluri, e adevărat, după eliminarea francezului Olivier Giroud, eliminat pentru 2 cartonașe galbene în minutul 40. Bun, Dinamo Zagreb cu Arsenal, și dacă Zagrebul juca în 11 contra 7, nu știu dacă ar fi câștigat. Adică diferența era oricum imensă între echipe. Dovadă că după eliminarea lui Giroud, scorul a fost de 1-1. Deci nu poți să zici că asta i-a făcut praf pe Arsenal. Era 1-0 pentru gazde la momentul respectiv. Arsenal rămâne o echipă totuși cu o experiență relativ limitată în cupele europene. E un paradox, dar am mai spus-o asta. Dacă asta e echipa pe care Wenger a creat-o după 20 de ani, noi nu prea înțelegem mare lucru din fotbal. Asta nu este o echipă, bineînțeles, cu care să te bați la un alt nivel. Și iată, mai ai momente în care pierzi undeva în bălăriile Europei. Wenger a făcut ca Bielsa anul trecut într-un meci, nu mai țin minte în care, parcă la Saint-Étienne. A făcut 3 schimbări într-un singur minut. Lucru considerat o sinucidere în fotbal. OM era condusă cu 1-0 la Saint-Étienne, totalmente împotriva cursului jocului, și Bielsa a făcut 3 schimbări în minutul 60. În minutul 70 era 2-1 pentru OM. Și ne-a egalat Saint-Étienne în minutul 92, cu un fault în atac. Deci așa s-a terminat. Ei bine, asta a făcut și Wenger. La 2-0 pentru Dinamo Zagreb, în minutul 65 a făcut 3 schimbări în același timp.
Coquelin a intrat în locul lui Arteta, Walcott a intrat în locul lui Oxlade-Chamberlain și Campbell în locul lui Gibbs. Sigur că până la urmă aceste schimbări au contribuit la reușita lui Theo Walcott de minutul 79 din pasa lui Alexis Sanchez. Am văzut frumos golul lui Arsenal, s-a prezentat singur cu portarul și a avut o execuție rafinată de mare atacant. Theo Walcott a redus din diferență, dar inutil, pentru că Dinamo Zagreb a luat cele 3 puncte. Sigur, inutil până la un punct, pentru că noi fiind lupi bătrâni cu analizele de Champions League, știm că a pierde cu 2-1 în deplasare într-o situație de genul ăsta nu e neapărat o dramă. Arsenalul îi bate la Londra pe Dinamo Zagreb, evident. Și deci bătându-i, da, cu absolut orice scor îi bate, mai puțin 3-2, trece peste ei. Și dacă îi bate cu 2-1, sigur că la golavrajul general va fi oricum peste Dinamo Zagreb. Da, nu e vorba de asta, îi bate cu 4-0. La Londra nu discuți, Arsenalul are terenul lui. Dinamo Zagreb o să aibă 18% posesie pe Emirates. Îi bate de ascultă la ureche. Dar vreau să spun ca idee, da? Că l-ai dat 2-1 deja acasă, la sfârșitul grupei ai fi peste ei. Îi faci la golaverajul general. Sau ca să fie mai simplu de reținut, îi bați acasă cu 1-0 și ești peste ei la egalitate de puncte. Deci acest gol al lui Walcott a contat din punctul ăsta de vedere. În runda a doua, asta este foarte important, Bayern München va juca acasă cu Dinamo Zagreb 6-7, cât o vrea Bayern să le dea, în general e prăpăd aici, plus că sunt absolut sigur că ea vor rămâne în 10 și le-o pune și pe VAR. Asta e. Nici nu se cunoaște încă arbitru acestui meci și știm deja că va fura. Oricine ar fi să va lăsa tentației, ce scroci ăștia, bă? Bă, în loc să spui de la început, tată, având în vedere că nu se compară Bayern München cu Dinamo Zagreb și că soarta calificării în această grupă să joacă, Zagrebul câștigând primul meci acasă cu Arsenal, creând o senzație în Europa, hai să-i lăsăm, bă, că de asta s-au făcut fotbaliști, nu ca să-i furăm noi niște scroci. Da, cât de nesimțit să fii, să te duci tu teleleu, vine un scoțian de ăsta, un idiot din ăsta și îi fură pe aia. Deci pe el nu-l interesează meciul, dar de ce nu furnă împotriva lui Bayern, dacă ești așa corect? Să vină unul și să spună, du-te bă, eu dau împotriva lui Bayern, îi decim pe ăștia acasă. Nu, mă. Cel va veni să-i fure pe aia de la Zagreb, ca după aia antrenorul ălora să se ducă la conferința de presă să spună n-avea nevoie Bayern München să fie ajutată de arbitrii, cum le-a zis Lucescu la Madrid ălora. Asta n-am înțeles-o niciodată. Dar de ce să nu-i lași, mă, pe aia să joace? Că atâta plăcere mai avem și noi ăștia care întreținem fotbalul, că noi plătim. Atâta plăcere mai avem. Bă, pot rezista ăștia cârpiți în cur la München? Că două pase nu știu să dea. Păi să vedem și noi. Dar nu le-o pune, mă, pe VAR la prima centrală, ca după aia să-mi zică Grădinescu a fost fault. Cum să fie, mă, fault? Așa fac ăștia totdeauna, că îl nebunești când îi auzi. Ți-ți arată la a treia reluare, vag, așa cu inelarul, îl trage ăla un pic de șliț, da, îi pune inelarul un pic pe șliț și vede el la a treia, e fault. Cum să fie fault, bă? E 11 metri, bate Thomas Müller, i-a lăsat numai nizmene pe aia. Scenariul ăsta va fi. N-apucă Zagrebul să joace ceva, că le dă ăla în cap. În celălalt meci, un clasic al Ligii Campionilor, ăsta s-a mai întâmplat, cred că, de vreo 25 de ori până acum, Arsenal Olympiacos. Mereu sunt în aceeași grupă. Mereu. Arsenalul știe lecția, îi bate acasă cu 2-0, mereu i-a bătut cu 2-0 și depinde în Grecia. Depinde. Acum, în principiu, va avea nevoie măcar de un punct, că a pierdut la Zagreb. În retur, va avea nevoie de punct la Pireu. Da, cum Bayern a câștigat cu 3-0, va trebui să scoată și Arsenalul ceva de acolo. În grupa G am vorbit mai devreme cu corespondentul, o mizerie de meci Chelsea-Maccabi, minutul 6 penalti aratate de Nazar, i-a dat galben lui Rajkovic de la Maccabi, în minutul 15 a deschis cu William, după care s-a accidentat, a fost înlocuit cu Diego Costa în minutul 23, le-a mai dat două galbene
israelenilor și minutul 45 plus 4 le-a mai pus-o odată pe VAR lui Chelsea. A transformat Oscar de data asta, n-a mai bătut Hazard. În repriza a doua a dat Costa, minutul 58, și după aia Cesc Fabregas din pasa lui Loic Remy în minutul 78. O rușine de fotbal. Asta numai pentru că Chelsea era într-o jenă, într-adevăr monumentală în campionat, ca să se mai liniștească un pic. Două penaltiuri acasă cu Maccabi Tel Aviv. De nici măcar nu le-a dat elora o șansă, bă. Da? Cum e să te duci, nenorocitul neamț a fost, deci din minutul 6 le-a pus-o pe VAR lui Chelsea. Lasă-i, bă, să joace un pic, bă. Lasă-i, bă, și pe aia să joace, să zburde un pic pe teren ca nieluții. Să joace și, poate dau ei un gol de la jumătatea terenului, cine știe. Îi bagă pe aia în cofă. Ar fi eliminată la... Deci în momentul în care ar fi marcat Maccabi din... pentru că ar fi considerat neamțul că e ostentativă bucuria celor de la Maccabi, numai din bucurie dădea pe doi afară. Da, nebuneau toți. Piardă Chelsea și cu ăștia. Păi ce, bă, aruncă banii ăla așa? Se enervează ăla toți ăia din jurul lui care stau ăia cu ochii oblici, toți cu calașnicoavele sub sutană. Să se supere toți ăia. Deci din bucuria celor de la Maccabi alegea doi și expulza. Și n-ar fi zis nimic porcii ăștia de la Chelsea. Ar fi jucat că spune aici în gazetă că Ronaldo e în stare de orice. Dar ce credeți, mă, că ăia s-ar fi stresat? Să zic că în locul ăla de la Chelsea aș fi zis așa: ia auzi, mă, către arbitru, i-ai dat afară pe ăștia doi, dar joacă tu singur, mă. Eu nu mai joc, mă, am atât demnitate, cum, ce e asta? Și tu-ți bați joc de mine, mă, mă umilești pe mine dându-i pe aia afară. S-au bucurat că au marcat un gol și acum trebuie să joace în nouă. Stai și joacă tu, mă, nenorocitule. Și nu scoteam echipa de pe teren. Bă, cum s-ar spune la noi, după teren. Deci îi scoteam după teren, mă, pe toți. Dacă ăsta făcea așa. Dar sunt în stare arbitrii să facă și așa ceva. Dacă ar fi marcat, dacă s-ar fi bucurat, ăia ostentativ la 0-2 îi dădea pe 3 afară. Nu mai suporta ăla. Se mai poate întâmpla. Trage unul din degajarea portarului, da? Deci n-are, vrea ăla să scape portarul de minge, dă tare în ea. Mingile sunt de volei toate astăzi la fotbal, deci poți să o dai peste stadion dacă vrei. Și își bagă un John Terry colțul și se duce în propria poartă, deci din degajarea portarului. Tu n-ai nicio șansă, n-ai niciun merit la chestia asta. Și se duce, ce să fac arbitru? Dă, validează golul. Mai dai după aia unul de la jumătatea terenului, îl vezi pe ăla ieșit pe curtoa, să zice, mi dai un gol, face 0-2. Te elimină ăla, mă, din că te bucuri. Nu mai suportă ăla. Deci asta nu este fotbal. Aici te duci ca la tăiere. Ar trebui rezultatele să fie stabilite înainte, în conferințe de astea de presă, că și atunci ar avea o brumă de suspans. Hai, stai să vedem, hai să vedem cât spun ăștia că va fi. Ce să te mai uiți la meci? În celălalt joc al grupei, Dinamo Kiev, euforică, sigur, după situația din campionat și faptul că fotbalul ucrainean e pe roze, în ciuda situației politice din țară, merge bine fotbalul ucrainean. E bine, chievenii nu s-au lăsat și până la urmă au reușit să facă un 2-2 acasă cu FC Porto. Gusev a marcat minutul 20 golul de 1-0, mă rog, după aia a dat Vincent Aboubakar, fostul atacant al lui Lorient și Valenciennes, două goluri pentru Porto. Bujalski a egalat în minutul 89 pentru Dinamo Kiev. Suspansul e mic, evident, știam că Porto-i peste ei. Dar măcar acest egal, dar era 1-2 Dinamo Kiev Porto, nu mai era niciun haz în grupa asta, măcar așa mai menține o brumă de suspans. Toată lumea știe că Chelsea și Porto vor termina pe primele două locuri, Dinamo Kiev va fi pe 3 și Maccabi Tel Aviv pe 4. Ne întoarcem după o pauză pentru final. Ne-am întors în direct, grupa H, un pic dezvoltată și de către corespondent, în sensul că a vorbit el despre meciul de la Ghent, la Gantoise în franceză. Lyon, ca în vremurile bune, a beneficiat de două cartonașe roșii pentru adversar. Deci Ghent a terminat partida 9 oameni. Lyon a ratat un 11 metri în minutul 88 prin Alexandre Lacazette, care iată nu-și revine. Două puncte pierdute de Lyon, bineînțeles, bani pierduți,
energie pierdută în fața unui adversar care era la îndemâna lui Lyon. Este o greșeală profesională gravă, chiar dacă, sigur, în cupele europene se face egal în deplasare, e un rezultat bun, pentru că dacă îți câștigi meciurile de acasă și faci 3 egaluri în deplasare cu 12 puncte, automat te califici, nu există nicio îndoială. Mai ales că la 12 puncte, singura șansă în care nu te poți califica, am avut o astfel de situație cu Napoli, atunci cu Olympic Marseille, care n-a luat niciun punct. Borussia Dortmund, Arsenal și Napoli au făcut toate 12 puncte, dar asta numai în cazul în care nu sunt rezultate de egalitate în grupă. Pot să fie eliminat cu 12 puncte, pentru că altfel nu au cum să facă ceilalți 12 puncte. Deci e clar. Da? Așa că făcând 3 victorii pe teren propriu și făcând 3 egaluri afară, ești automat calificat cu 12 puncte, nu pot să fie 2 echipe peste tine. Deci asta este parcursul absolut. Așa că deocamdată, sigur, nu poți să spui despre Lyon că a ratat nu știu ce, dar în condițiile în care adversarul a terminat în 9, a avut penalti la 1-1 în minutul 88, bineînțeles că te zgârii pe ochi câteva zile la rând și e un coșmar să trăiești așa ceva. În celălalt meci al grupei, foarte interesant și totalmente neprevăzut pentru situația momentului, Valencia s-a făcut de râs acasă cu Zenit San Petersburg 2-3, după ce a mărât ăsta de Hulk. Ați văzut la Naționala Braziliei pe Hulk? E juca precum Coraș la Naționala României în anii 80. Deci la nivelul ăla este. E bine, Hulk a dat 2 babe până la pauză, după care Valencia încet încet în stilul spaniol a revenit, i-a egalat pe cei de la Zenit și probabil că lumea credea că va și câștiga meciul. În minutul 76 însă Axel Witsel, pe care Zenit a dat o căruță de bani la un moment dat și ăsta n-a convins absolut cu nimic, Axel Witsel a dat golul de 2-3 în minutul 76, o victorie uriașă pentru Zenit, care sigur, așa cum întrevedea și corespondentul, le complică și lor soarta. Zenitul câștigând la Valencia n-ar trebui să mai rateze calificarea, oricum sunt o echipă cu potențial peste Lyon, asta și spuneam înainte de tragerea la sort, net superiori ca prestanță, numai să și joace. Dovadă că, iată, într-un meci cu miză s-au mobilizat și au reușit un rezultat istoric pentru ei, că la Valencia nu se câștigă. La Valencia nu câștigă nimeni în Europa, practic. Este o fortăreață din punctul ăsta de vedere, dar asta obligă Valencia acum să bată tot. Deci Valencia va face 6 puncte cu Ghent și cel puțin 4 cu Lyon, ca să se asigure cu 10 puncte. Are și deplasarea de la Sankt Petersburg, unde poate să facă un punct. 11 puncte, evident, se califică măcar de pe poziția a doua. Așa că lui Lyon o să-i rămână firmiturile. Eu nu-i văd pe Lyon bătând pe Valencia pe undeva. Asta e exclus. Deci e mai mult de un punct cu Valencia, n-au cum să ia. E clar că ăia sunt mobilizați, a jucat serios, cu totul altceva, Valencia față de Lyon. De altfel, i-am văzut și cu Monaco. Au fost net superiori. Sunt peste Lyon la orice moment și meciurile cu Zenitul pleacă în orice caz pentru Lyon într-o situație totalmente defavorizată, pentru că având în vedere că ăștia au câștigat la Valencia, pentru Lyon chiar și 2 egaluri cu Zenitul sau 3 puncte bat acasă, pierd acolo, nu sunt suficiente. Deci mai greu pentru Lyon, început de Champions League ratat pentru ei. Astăzi avem meciuri în Europa League, într-adevăr o căciulă de meciuri, după cum se știe, este prima etapă, 24 de jocuri, 12 de la ora 20, celelalte 12 de la 22.05. Dolce Sport transmite 8 meciuri, câte 4 pe tronson orar. Și anume de la ora 20, Bordeaux-Liverpool, Ajax-Celtic, Napoli-Fece Bruges și Dortmund-Fece Krasnodar. Cu specificația că abonații RCS, ăștia mulți câtă frunză și iarbă, au parte și ei de un meci difuzat de sport.ro, Napoli-Fece Bruges. Asta am înțeles pentru că la Napoli ar fi în lot unul de-al nostru, Chiricheș. Ok, ăla ci că nu i-a anunțat titular, mă rog. De la ora 22.05, gata, aia care sunt abonați la RCS pot să închidă televizoarele.
sunt meciuri numai pe Telecom, Anderlecht Monaco, Dnieper Lazio, Fiorentina Basel și Bilbao cu Augsburg. A, sunt 8 meciuri televizate din 24. Restul partidelor pe alte căi. Se mai joacă, bineînțeles. O să trecem în revistă în minutele pe care le mai avem toate partidele. Deci în grupa A avem Ajax cu Celtic, spuneam, meci televizat pe Dolce Sport 2. Cealaltă partidă fiind Fenerbahce Mölde. N-ai cum să vezi așa ceva la televizor. În grupa B, spuneam, se dă Bordeaux cu Liverpool. Celălalt meci este FC Sion cu Rubin Kazan. În grupa C avem Borussia Dortmund cu FC Krasnodar. Meciul este televizat. De cealaltă parte, Găbălă din Azerbaijan joacă cu PAOK Salonic. Așa, în grupa D, Napoli FC Bruges. Meci dublu difuzat. Meci și de Dolce și de sport.ro. Cealaltă partidă a grupei la Herning, Midtjylland joacă cu Legia Varsovia. În grupa E, Rapid Viena Villarreal și respectiv Plzen Dinamo Minsk. Asta este o grupă, grupa E, din care nu va fi televizat niciun meci pe canalele Dolce, deci cele 6 partide nicio televizare. Echipele sunt Rapid Viena, Plzen, Villarreal și Dinamo Minsk. Nu se dă niciunul. La fel nici din grupa F, nicio partidă nu va fi televizată. Astăzi avem Liberec cu Braga și Groningen cu Olympique Marseille. Se joacă într-adevăr la Groningen pe Euroborg Stadium, 22.300 de locuri în nordul Olandei, între niște câmpuri. E un stadion de fotbal cu tribunele a l'anglaise, așa. Pe o vreme de câine, ci că acolo vântul nu se poate refugia nicăieri. În zona Groningen totul e plat ca în palmă, sunt numai câmpuri de-astea cultivate. O zonă agricolă importantă a Olandei, bate vântul 360 de zile pe an, de-ți ridică părul în cap. Am anunțul la stadion, depinde de configurația stadionului, dacă va bate vântul sau nu. Mă întrebau pe aici oamenii dacă să iau OM la pariuri. După părerea mea, nu. Pentru că Groningen nu este sub Olympique Marseille ca echipă în momentul ăsta, mai ales acasă. E sub ca și club. Groningen n-are nicio performanță în istoria clubului, n-are nimic. Deci ei pe autocar nu pot să scrie nimic. Au doar o imagine cu o vacă, am înțeles, care paște, pentru că asta e acolo la ei. De altfel și culorile clubului sunt alb-verde, de la lapte și de la iarbă. Dar în rest, n-au niciun palmares. E bine, ne vor încinge, pentru că acolo, pe teren propriu, sunt de echipă olandeză. Ăștia olandezii nu sunt ca la voluntari. Ăștia știu fotbal. Da, sunt mingicari, sunt iuți, joacă cu moral ridicat. Pentru ei nu există problemă. Și dacă le dai 2-0 minutul 3, ei n-au abdicat. Ei joacă. Da, OM, bineînțeles că nu va avea motivarea lui Groningen niciodată, pentru că mentalitatea franceză de câțiva ani buni în cupele europene nu mai există. Este foarte scăzută. Ei se vor gândi la meciul de duminică cu Lyon. În ciuda, sigur, sfaturilor și povețelor staffului tehnic cu Michel în frunte, care fiind spaniol, vede altfel o competiție europeană. De altfel, Michel a rămas uluit în prima zi când l-au întrebat ăștia: jucați în Europa League pe bune? Cluburile franceze fiind obișnuite să bage rezervele în Europa League, că nu le aduc bani meciurile respective. Sigur, mentalitatea spaniolă e diferită. Spaniolii joacă. Michel va încerca, dar o să-l păcălească jucătorii, care nu vor pune osul, evident, și meciul va fi greu pentru OM din punctul ăsta de vedere. În retur, sigur că dacă jucăm, îi batem rău. Deci acasă le dăm 4-0 dacă jucăm serios. Dar mai este până la meciul retur, deci în seara asta nu v-aș sfătui să mergeți pe OM. Au un egal, sigur, dacă ăia sunt într-adevăr împiedicați rău, așa cum se spune despre ei, că sunt bâtă, spun unii observatori. Eu n-aș zice, dar în fine, dacă sunt bâtă de împiedicați, atunci putem să facem un egal. În grupa G, Saint-Étienne joacă cu Rosenborg. O să fie deranj mare pentru Saint-Étienne, care habar n-are de fotbal. Le scot norvegienii fotbalul din cap. Deci aici pronostic 2, clar. Și respectiv Dnipro Lazio. Mare meci, ăsta de altfel și televizat la noi. În grupa H avem Sporting Portugal, Lokomotiv Moscova și respectiv Skenderbeu Kyrce joacă la Elbasan.
cu Beşiktaş. Tare de tot. Ăsta e meci să se întrerupă din cauza incidentelor din tribună. În grupa I, Fiorentina cu Basel. Sunt sătul ca de mere acre de tipul ăsta de partidă. Și respectiv Lech Poznan cu Belenenses. Ăsta sună frumos, ăsta e un meci rar în cupele europene. În grupa J este deplasarea celor de la Monaco la Anderlecht, meci interesant, și respectiv Tottenham cu Grăbăg din Azerbaijan. E, nu știu, la Londra, dar în retur la Grăbăg acasă te urcă pe garduri aia. Grupa K avem Astera Stripolis cu Sparta Praga și respectiv Apoel Nicosia cu Schalke. Iar în grupa LAE, în fine, meci televizat, spuneam, Bilbao cu Augsburg și respectiv Partizan Belgrad cu Alkmaar. Vom vorbi mâine, bineînțeles, și în funcție de disponibilitatea pe care o să o avem. Că dacă vii cu o căciulă de boabe luate acolo, nu mai ai chef să vorbești, da? Dacă vom fi în dispoziție, atunci vom vorbi și despre Europa League mai pe larg. Pe mâine, așadar.